vineri o nouă ediție a emisiunii Digital Job Power by Școala Informală de IT. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Șarpe și sper că toată lumea are gust, miros pentru linii de cod remarcabile într-o perioadă nu tocmai fericită și care nu se anunță a fi foarte fericită în perioada imediat următoare. Înainte de a vă prezenta invitații de astăzi, haideți să urmărim împreună un material video de la Antena 1 care trage un semnal de alarmă. Efectele crizei sanitare se văd pe piața muncii. În trimestrul al doilea, adică în lunile aprilie, mai, iunie, România număra 482.000 de șomeri, cu 100.000 mai mulți față de trimestrul anterior, potrivit Institutului Național de Statistică. Tica este mama a trei fete. Pandemia a forțat-o să renunțe la locul de muncă din domeniul bancar. Nu avem altă variantă. Soțul lucrează în străinătate. Cum vă descurcați acum cu banii, că presupun că e mai dificil? Am făcut și facem sacrificii în continuare. Cu un salariu în minus, traiul zilnic a devenit mai greu. Renunțăm la toate plăcerile care ar fi putut de care am fi putut beneficia ca să putem să avem un trai decent. Altă variantă nu avem. Angajați sau angajatori, cu toții privesc cu neîncredere către viitor. Dacă la începutul anului antreprenorii aveau un plan extinderea afacerilor, acum prioritatea e să reducă pierderile. Andreea administrează o companie de turism. În pandemie a fost nevoită să renunțe la 10% din angajați. Din luna martie, activitatea a fost atât de mult afectată încât vânzările au scăzut aproape de zero sau chiar la zero în anumite luni. Nu s-au mai făcut rezervări. Noi nu am primit suport de nicăieri. Am avut aceleași cheltuieli. În continuare s-au plătit salarii, în continuare s-au plătit chirii, în continuare s-au plătit impozite și taxe. Principala problemă a fost prăbușirea vânzărilor. În Horeca, spre exemplu, afacerile companiilor au scăzut cu mai bine de 70%. Bineînțeles că ne-a afectat din plin, în primul rând, în venituri și în al doilea rând, în tot ceea ce înseamnă forță de muncă, fiecare lună care trece face să ne fie viața din ce în ce mai grea. Niciun domeniu nu a scăpat de criză. Un studiu recent arată că peste jumătate dintre companii se pregătesc de restructurări. Economia este într-o zonă critică. Facturile se plătesc din ce în ce mai greu. Vor fi disponibilizări de personal în perioada următoare, probabil din luna noiembrie încolo, mai cu seamă că știm la sfârșitul lunii octombrie statul va veni și va cere taxele și impozitele restante de la începutul anului și până acum. Analiștii economici estimează că până la finalul anului rata șomajului va crește la 7%. În trimestrul 2 deja a ajuns la 5,4%. Deci viitorul apropiat nu este deloc roz și nici nu sună bine. Încercăm în ediția de astăzi a emisiunii Digital Job să aflăm direct de la sursă ce se întreprinde în această perioadă pe fiecare front de acțiune în parte, dar și în eventualele coaliții, ce se pot genera cu dorința de a găsi soluții pertinente de ameliorare a efectelor negative ale pandemiei în piața muncii din România. Și acum dați-mi voie să vă prezint invitații de astăzi: Carmen Ciulacu, site manager al Școlii Informale de IT București și inițiatorul programului Digital Stack. Bună, Carmen! Bună și mă bucur să te aud. Salutăm toți ascultătorii noștri. Și tele-facebookătorii noștri. Și pe domnul Dumitru Costin îl salutăm, președintele Blocului Național Sindical. Bună ziua, domnule Dumitru Costin! Bună ziua, domnul Bogdan! Doamnă, domnule, situația nu e deloc roz. Cel puțin asta aflăm din presă. Uite, e de ajuns să citești titlurile recente, le-am citit chiar acum câteva ore. Cel puțin 10% dintre corporatiști și-ar putea pierde slujba, valul de concedieri este deja în curs, sau coronavirusul pune în pericol 1 milion de slujbe în România, sau sunt vizate domeniile servicii, turism, transport, comerț, evenimente și Horeca, și încă un titlu, 10.000 de firme și PFA-uri riscă să se închidă. Și lista continuă, presiunea e mare, insecuritatea zilei de mâine naște monștri. Domnule Dumitru Costin, este situația șomajului generat în țara noastră de efectele pandemiei într-adevăr dramatică sau poate deveni dramatică? Aveți semnale că multe dintre companiile românești sau prezente pe piețele din România se pregătesc să facă disponibilizări masive pe finalul acestui an sau în primăvara chiar anului viitor, așa cum iată vuiește presa? Aș vrea să ajut dialogul nostru de astăzi cu câteva informații, sper, utile pentru toată lumea. Noi, ca și organizație sindicală, suntem, din păcate zic eu, singura structură sindicală din România care monitorizează periodic evoluțiile din piața muncii. Trimestrial, noi
inventariem situația pieței muncii pe date, pe cifre oficiale pe care le solicităm și le obținem atât de la Ministerul Muncii, Inspecția Muncii sau de la ANAF. Pentru că să fac referire la anumite cifre, e bine să știți sursele, să nu vă închipuiți că le-am inventat eu. Și ceea ce spun acum pot proba ulterior, după emisiunea vă trimit chiar documentele oficiale. Poate cineva e curios să verifice informațiile pe care eu le-am dat. Trebuie să știți că mediul de afaceri din România suferă, asta e opinia mea, suferă masiv prin lipsa de competență managerială. Noi am plecat la drum după anii 90 cu un heirupism din ăsta, domnule, hai să ne transformăm peste noapte din cetățeni obișnuiți, salariați, da, să ne transformăm peste noapte în manager. Și așa ne-am trezit în anii 90 cu un val de indivizi, da, care au generat activități economice, se auto-intitulau manageri, îți dădeau cartea de vizită, îi scria pe ea manager. Da? Însă oamenii ăștia nu aveau nicio competență profesională în acest domeniu. Mi-aduc aminte că pe o analiză SWOT, pentru că organizația mea dădea niște inputuri pentru o cercetare națională care se făcea în fiecare an în anii 90 și până pe la jumătatea primei decade a noului mileniu, era o analiză de competitivitate a economiei României. Analiză care se integra într-un document care era prezentat anual la Forumul Economic de la Davos. Mi-aduc aminte că an de an, pe analiza asta SWOT, la punctele slabe ale economiei românești, apărea obsesiv acolo slaba calitate a managementului. Că discutam de managementul companiilor capital de stat sau că discutam de zona economiei private. Slaba calitate a managementului. Fac o paranteză. Undeva prin 2008 am avut șansa să iau un prânz de lucru cu președintele Camerei de Comerț a Chinei la Beijing și, evident, fiind acolo la liber alese, mi-am permis să-i pun câteva întrebări. O întrebare a fost cea legată de spiritul antreprenorial. Domnule, încurajați economia de piață, e adevărat, voi lucrați în alți parametri, deschidere graduală, țineți lucrurile sub control, zic, da, zic, cum e cu zona asta de întreprinderi mici și mijlocii? La care președintele Camerei de Comerț a Chinei mi-a spus atunci, sigur că da, orice cetățean al Chinei are dreptul să-și deschidă o mică afacere. Însă, ca să poată să deschidă această afacere, este obligat să facă un curs de formare pe antreprenoriat, pe managementul micii afaceri, care se încheie cu niște examene foarte solide. Pentru că dacă noi lăsăm un cetățean să intre în lumea business-ului fără să aibă competențele necesare, 1. Va contamina mediul de afaceri. 2. Va crea probleme în relația cu fiscul și autoritățile. Și 3. Nu în ultimul rând, va genera probleme cu proprii angajați pe care îi va avea la un moment dat. Deci una peste alta, un cumul de elemente negative pe care noi încercăm de la bun început să le ținem sub control. Iar acest control vine din obligația de a face un proces educațional de calitate. Și acum, așa cum încercam să vă descriu environmentul de business din România, rămân în continuare la opinia că avem în continuare o slabă calitate a managementului în România, pentru că la debutul pandemiei, în urma discuțiilor cu guvernul, spre exemplu, guvernul zice, după consultările cu noi, organizațiile sindicale și cu mediul de afaceri, reprezentanții organizațiilor patronale, domnule, la fel ca și restul statelor membre ale Uniunii Europene, uite, noi ne dorim să păstrăm și să vă ajutăm să păstrați cât mai multe locuri de muncă în economie. Și atunci o să intervenim cu bani de la bugetul public să subvenționăm șomajul tehnic. Suntem dispuși să alocăm bani publici, numai să nu dați oamenii afară, nu-i trimiteți în șomaj. Nu-i trimiteți în șomaj, păstrați în continuare ca angajați ai voștri. Au aprobat actul normativ, au alocat banii respectivi. Știți care a fost prima reacție a mediului de afaceri în perioada în care erau banii alocați? Și-au chemat angajații, pentru că aici avem o altă problemă, cu nivelul
de educare și informare a lucrătorului român și vina principală o poartă școala românească, pentru că de 30 de ani, generație după generație, ies de pe băncile școlii și intră în piața muncii fără să aibă competențe minimale în cea sau informații de bază privitoare la statutul lui de salariat. Nu trebuie să știe savantării, dar cum arată un contract individual de muncă, care sunt drepturile și obligațiile, care sunt prevedere legale minime în ceea ce privește programul de lucru, munca peste weekend, orele de noapte, ce se întâmplă cu formarea profesională și obligațiile care sunt acolo. E, tinerii noștri ies de pe băncile școlii, intră în piața muncii, n-au astfel de informații de bază și devin victime. Consecința a fost că în această perioadă în care guvernul băga bani în companii ca să-și păstreze salariații, mulți angajatori din România și-au chemat proprii angajați și, profitând de neștiința lor, le-au suspendat acestora contractele individuale de muncă, deci într-un interval foarte scurt de timp, în aproape 2 luni de zile, în perioada în care guvernul subvenționa locuri de muncă, 180.000 de contracte individuale de muncă au fost suspendate. 180.000. Asta înseamnă că 180.000 de indivizi, în perioada aia de 2 luni de decrete prezidențiale, n-au avut surse de venit. S-au supraviețuit, cu Dumnezeu știe ce aveau pe acasă. Și acum, să continuăm. Scuzați-mă, scuzați-mă. În luni de zile, vă rog, domnul Costin, închei, în 40 de secunde închei. Vă rog. În ultimile 3 luni de zile, deci în intervalul iunie, jumătatea lui iunie, până la jumătatea lunii septembrie, s-au închis un pic peste 700.000 de contracte de muncă, nu există, și a crescut numărul persoanelor care nu mai iau nici măcar un loc de muncă cu vreo 360.000 de indivizi. Și am închis. Dar o să revenim pentru că vreau o completare și o lămurire un pic pentru cei care privesc, două de fapt. Prima lămurire pentru cei care ne urmăresc acum, le readuc aminte pentru orice fel de întrebări sau comentarii la emisiune. Vă aștept în comentarii pe pagina de Facebook a Școlii Informale de IT și promit să le transmit invitațiilor de astăzi în timp real. Și acum dați-mi o lămurire simplistă, asta ca să înțeleg din ceea ce ați spus, acele 180.000 parcă era cifra de contracte, nu trebuiau desfăcute? Ele trebuiau să meargă în continuare? Ele ar fi putut să meargă în continuare, să fie funcționale, nu să le suspensi tu ca angajator, ci să completezi documentația necesară pe care, culmea, o trimiteai online, nu mai era nevoie de hârțogăraie, o trimiteai online la Agenția Națională de Ocupare și Formare, pe o aplicație pe care au dezvoltat-o, păstrai contractele de muncă, iar salariații tăi ar fi putut să primească indemnizația de șomaj tehnic de 75% din salariul pe care l-aveau. A fost comoditate din partea managementului, a fost management de proastă calitate, lene sau reavoință? Nu știu, poate găsiți dumneavoastră un răspuns. Eu acum, nu înțeleg de ce n-au utilizat această măsură. Oricum nu-i costa nimic decât un mic efort pentru a completa formularistica online și a trimite lista cu salariații pe care i-au, astfel încât aceștia să poată să beneficieze de acești bănuți. Dați-mi voie să fiu avocatul diavolului, ca să fie două opinii separate din care se nasc marile idei. Să zicem că în perioada aceea în care a explodat pandemia și toți ne-am dat cu capul în dreapta, în stânga, legislația, cum o facem, cum nu o facem, nu știa stânga ce făcea dreapta, oamenii n-au știut până la urmă, ca să le iau eu apărarea, cum se face, îi trimitem în șomaj acasă, îi păstrăm acasă. Acum rău a fost făcut. Da, rău a fost făcut. Dar acum cu afirmația pe care ați făcut-o în calitate de avocat al diavolului, n-au știut, iertați-mă, au fost la emisiuni și declarații făcute de oameni politici, informații date, cred că n-a fost trust media care nu dea informații despre așa ceva. Doar dacă nu doreai sau pur și simplu erai în stratosferă, n-aveai o preocupare. Iar în primele 2 luni de decret să avem pardon, n-am prea avut noi treabă cu cote alarmante de
de infectare. Mai complicată e situația acum decât atunci. Aș vrea să vă mai dau încă o informație utilă despre mediul de afaceri românesc. Informație de acum două săptămâni de la ANAF sub semnătură. România are în momentul de față circa 430.000 de companii cu cel puțin un salariat, companii active, deci care operează în mediul economic. Pentru că mai avem vreo 200.000, dar care sunt, să zic așa, în moarte clinică sau doar le ținem în raft, ca sarcofagele în Egipt. Din cele circa 430.000 de companii active, la 31 august anul curent, 246.420 dintre, da, de companii înregistrau taxe și impozite restante. Deci situația mediului de afaceri românesc este în momentul de față, înaintea acestui al doilea val, care e mult mai complicat, e una extrem, extrem de complexă și semnalele sunt clare că perioada care urmează va însemna costuri economice, dar și costuri sociale mult mai mari decât am avut în prima jumătate a acestui an. Ca o concluzie, revin la întrebarea inițială de la care am plecat acum un sfert de oră, ca să zic așa. Este dramatică situația șomajului, da sau nu? Dramatică nu. E o situație de la grea spre foarte grea pe o scală a unor calificative. Dramatică riscă să devină dacă nu facem ceva în această perioadă. Și o să explic, evident, după ce va interveni și doamna Carmen, că e invitată a emisiunii, nu o să stați să mă asculte pe mine, eu sunt de stare să vă fac singur emisiunea, dar mă bucur de prezența domniei sale și sper să o aud comentând și făcând diverse aprecieri. Trebuie să fim activi în această perioadă, pentru că, în opinia mea, există alternative, există soluții. Totul e să vrem. Apropo de soluții și de alternative, ați ridicat mingea la fileu, doamna Carmen Ciulacu, site manager, Școala Informală de IT București. Ce inițiativă concretă, iată, dacă suntem în momentul ăsta, are Școala Informală de IT pentru cei care și-au pierdut locurile de muncă sau pentru companiile ce caută programe de outplacement? Carmen, o să te rog să-ți deschizi microfonul. Să vorbești și cu noi, nu doar să ne privești. Da, Școala Informală de IT, bineînțeles că a demarat cu toate resursele ei în această perioadă de pandemie programe care să ajute șomerii, să ajute mediul de afaceri. Unul din programe este programul Digital People, care este dedicat șomerilor, acelor șomeri care au abilitățile necesare și motivația să învețe IT și să facă reconversie profesională. E un program pe care îl derulăm în parteneria cu BCR Social Finance și care are o facilitate în sensul că omul poate să facă cursul de reconversie profesională și să plătească după ce se angajează. Asta a fost o inițiativă în care Școala Informală de IT a mobilizat toate resursele ca să organizăm astfel de program. Iar acum lucrăm la alte programe care vor veni să completeze, să spun așa, panoul ăsta, situația asta descrisă și de domnul Dumitru Costin. Este vorba de programe care de reskilling, upskilling și outplacement și de asemenea programe pentru digitalizare. Și pentru că față de ceea ce spunea domnul Dumitru Costin, partea asta de competențe manageriale foarte slabă cu care ne confruntăm în piața românească, va fi drastic, industria va fi, toate industriile vor fi drastic afectate și de digitalizare accelerată. Da? Deci, practic, am văzut și în filmulețul pe care l-ai distribuit mai devreme, erau companii care spun că și-au redus vânzările, nu mai au deloc vânzări. Ori oamenii trebuie să găsească soluții rapide ca să
să facă față și digitalizării în perioada următoare, pentru că efectiv le dispar și clienții. Deci impactul va fi din mai multe zone. Dispar clienții, dispar firmele, managerii sunt așa cum sunt, situația este așa cum este. Domnul Dumitru Costin, revin la dumneavoastră. Este pregătită economia și societatea românească să facă față unui eventual val de disponibilizări generate de efectele negative ale pandemiei? Economia e pregătită să genereze șomaj. Fac această afirmație, evident, cu amărăciune. Spun acest lucru pentru că iar revin la afirmația pe care am avut-o vis-a-vis de management. Acum două zile am participat tot la o conferință online și la nivel european și atrăgeam atenția asupra faptului că, din păcate, și am auzit pe mulți vorbind, domnule, economia viitorului și așa mai departe, hai să vedem cum facem, cum dăm noi competențe profesionale a angajaților, haideți să vedem cum digitalizăm mai mult în economie. Toate sună foarte frumos. Eu nu sunt un mare susținător al acestor teze și o să vreau să vă dau mai târziu niște exemple concrete despre lucruri pe care le-am făcut, nu despre ce intenționez să fac în viitor. Lucruri pe care le-am făcut cu 6, 7, 8 ani în urmă. Și am atras atenția asupra unui lucru. Zic, vă rog eu frumos, întrebați mediul de afaceri românesc înainte de toate. Că eu despre România vorbesc acum. Întrebați mediul de afaceri românesc. Întrebați, vă rog frumos, organizațiile patronale sectoriale sau naționale. Bă, oameni buni, voi aveți o viziune privitoare la modul în care va arăta business-ul vostru în noile condiții, peste 3 ani, 5 ani, 7 ani, pentru că dacă voi aveți o viziune privitoare la business-ul vostru și cum ar trebui să arate el într-un nou mediu economic și social, pentru că, vedeți, pandemia asta a generat constrângeri de tot felul, în opinia mea, pandemia asta globală funcționează mai degrabă ca un accelerator de reacție în chimie, grăbind niște procese care adminteri, cum ar fi cele legate de deplasarea spre zona virtuală, spre spațiu virtual a multor activități economice, a nevoii de pregătire a salariaților în domenii noi, accelerarea procesului de telemuncă. Deci toate lucrurile astea s-ar fi întâmplat, dar cu o viteză mai mică. COVID-ul ăsta nu face nimic altceva decât să ne împingă mai repede, să ardem câteva etape, să ne ducem în această zonă. Întrebați-vă, rog frumos, invitați, mie îmi pare rău că l-am ratat astăzi pe președintele Consiliului Național al IMM-urilor, pe prietenul meu, Florin Gianu, pentru că aș fost curios să văd și eu, din organizațiile lui patronale, câte dintre ele, sau câți patroni din România știu cum vor arăta business-urile lor, da? În condiții, unele dintre ele, care sunt totuși ușor de anticipat. Pentru că putem să estimăm o perioadă de un an de zile, un an și jumătate de acum încolo, în care cu siguranță se va găsi un antidot. Vom rămâne, evident, cu sechele, dar și cu anumite reguli de distanțare fizică, aș zice, nu de distanțare socială. Dar, așa cum am spus, toate astea ar trebui să ducă la regândirea unor business-uri. Pentru că dacă ne întoarcem la subiectul nostru, ce facem cu forța de muncă, forța de muncă o poți recalifica, o poți califica, o poți orienta și funcție de așteptările angajatorilor din România. Atât timp cât angajatorii nu-ți comunică o opțiune, o viziune de viitor. Dar ți-e foarte greu totuși, da, tu ca formator, să vii cu niște soluții de calificare, recalificare. Doamna Carmen menționa mai devreme outplacement-ul. Aș vrea să vă spun că în luna martie, încă din luna martie, noi am propus, când zic noi, mă refer strict la BNS, am propus operaționalizarea unui program pentru care există bani nerambursabili de la Bruxelles dedicat serviciilor de outplacement, întrucât serviciul public de ocupare din România, cum e cunoscut ANUFM sau
agențiile județene de ocupare și formare, structurile lor teritoriale, sunt în această perioadă incapabile să mai facă servicii de outplacement. De ce sunt incapabile? În primul rând că au un deficit cronic de forță de muncă, au organigramă care e ocupată în proporție de 80%, pe de o parte, pe de altă parte s-au transformat într-o instituție care face plăți. Plăți de șomaj, plăți de șomaj tehnic, plăți de subvenții 41%, tot felul de plăți. Ei procesează documente și fac plăți. Serviciile de outplacement în piața muncii de astăzi nu mai sunt făcute. Avem bani, atenție, pentru, culmea că e și un indicator de program, la programul operațional POCU. Pe perioada asta trebuia să facem outplacement pentru 45.000 de cetățeni. Nu sunt foarte mulți banii, dar nici puțin. 45.000. Știți, până în momentul de față, pe angajamentul României de a face outplacement pentru 45.000 de indivizi, câți au beneficiat pe bani europeni nerambursabili de servicii de outplacement? Vă spun ca să nu mai pierdem timp. Zero! Ministerul Fondurilor Europene, da, stă cu șezutul pe fondurile respective și n-au scos nimic. Le-am dat tot mură în gură. Am spus, în perioada asta de pandemie, în perioada în care mediul afaceri disponibilizează, puneți resursele financiare pe masă, operaționalizațiile și dați posibilitatea mediului privat, ori pe baze parteneriale, ori companii private, școli private și școli de stat, dacă sunt în stare, să intre în competiție și să se apuce să facă servicii de outplacement dacă au calificările și competențele adecvate. Și atunci o bună parte din oamenii ăștia despre care noi vorbim acum, care sunt aruncați peste bord de firme mici, mijlocii sau de firme mari, ar fi putut să fie preluați, procesați, ajutați, reconvertiți și reorientați pe piața muncii. În continuare vorbim la timpul trecut. Ar fi putut? Nu, pot fi făcute și acum, Bogdan. Și acum. Banii există. Ultima discuție pe care am purtat-o cu ministrul fondurilor a fost joi săptămâna trecută. I-am spus, domn ministru, pentru numele lui Dumnezeu, i-am pus pe masă mai multe cifre. Vă rog frumos, decideți și lansați colul ăla. Dați-i drumul. Puneți bani în piață. E nevoie ca cineva să se ocupe de oamenii ăștia care și-au pierdut joburile. Să le crească competențele profesionale și să-i repună, să-i reoferteze către mediul de afaceri. Pentru că unele din companii încep să-și schimbe comportamentul, se gândesc la digitalizarea unor activități, servicii pe care le fac și atunci au nevoie de personal calificat. Și care a fost răspunsul din partea cealaltă a mesei? Hai să nu fiu negativist. Domnul ministru a părut convins de argumentele pe care atât eu cât și domnul președinte Jeanu le-au adus în dialog și cumva ne-a anunțat că va face pași de data asta repezi pentru a lansa, a pregăti ghidul, a-l pune în consultare publică și a lansa programul astfel încât cei care au competențe să poată să depună proiecte, să ia resursele financiare și să se ocupe de oameni. Spuneați tot mai devreme, domnule Dumitru Costin, de domnul Florin Jeanu, care ar fi trebuit să fie prezent la emisiunea astăzi, dar iată, ne-a anunțat că este la guvern. Sperăm că este la guvern pentru a lucra pe proiecte bune în momentul ăsta. Dacă termină lucrătura de acolo, este bine așteptat chiar în timpul emisiunii să joineze, să se alăture la masa noastră pătrată în colțuri și rotundă pe Zoom, pe pagina Școlii Informale de IT, ca să vedem încotro ne îndreptăm. Spuneați mai devreme în speech despre viziunea pe care ar trebui să o aibă managerii peste 3 sau peste 4 ani. Viziunea în care, iată, astăzi se închid restaurantele, mâine se deschid restaurantele, poi mâine se întâmplă nu știu ce, răspoi mâine cade ceea ce s-a întâmplat și atunci cum să avem o viziune peste 3-4 ani? Mi se pare 3-4 ani în contextul ăsta în care nu știm ce facem de pe zi pe alta, ceva astronomic cifra asta. Iertați-mă, România nu înseamnă doar restaurante. Și când m-am referit la viziuni pe termen mediu, m-am referit la alte sectoare ale economiei românești, neapărat la restaurante. Restaurantele suferă în momentul de față
din, în opinia mea, dintr-un anumit motiv. Las deoparte faptul că sunt afectați de deciziile luate la nivel guvernamental, restricțiile care sunt introduse. E adevărat, unii au investit, au de pierdut în această perioadă. Problema lor cea mai mare însă o reprezintă salariații. Ce Dumnezeu fac cu ei? Pentru că neavând activități economice, normal, da, îi trimis la plimbare, n-am ce să fac cu ei. Sectorul Horeca în România, în ăștia 30 de ani, n-a avut absolut niciun fel de preocupare pentru a gândi și a aplica un sistem bipartit, patronat-sindicat, un sistem autonom care să gestioneze inteligent resursa umană. Fac această afirmație ținând cont de anumite particularități. Să nu uitați faptul că multe zone turistice în România au caracter sezonier și astea, cu pandemie sau fără, da, presupun o abordare inteligentă. La noi s-a terminat sezonul, i-am trimis pe ei, aduceți-vă, am lucrat cu sezonieri, de cele mai multe ori cu o pregătire profesională precară, de-aia și calitatea proastă a serviciilor și dezamăgirea clienților. Da? Normal ar fi trebuit să gândească un model partenerial, așa cum am pus în aplicare în domeniul construcțiilor și încă l-am pus în aplicare din 1997. E o structură care se numește Casa Socială a Constructorilor. E una partenerială, pentru că pe de o parte sunt patronatele, pe de alta sunt organizațiile sindicale. E un sistem care, la care membrii, care sunt companiile, pe de o parte, pe de altă parte salariații în domeniu, contribuie lună de lună cu un fee. Acel fee se contabilizează și în momentul în care companiile se află în dificultate, pot utiliza resursele financiare, nu pentru a susține business-ul, ci pentru a acoperi costuri sau o parte din costuri, o parte semnificativă a costurilor cu forța de muncă, ca să nu și piardă. Inclusiv pe perioada de iarnă, firmele care sunt membre ale Casei Sociale a Constructorilor și nu pot avea activități în domeniul construcției, iau resurse financiare de aici, își plătesc salariații, dar pe perioada de iarnă nu îi țin acasă. Îi duc în centre de formare profesională. Evident, nu toate firmele din România au mers într-acolo. Ăia care n-au mers în direcția asta, i-au zis plângând pe toate gardurile că n-au forță de muncă calificată. Alții care sunt inteligenți și merg pe acest sistem de gestiune smart a resurselor umane, au în permanență oamenii de care au nevoie și fac mai ușor față competiției. Un sistem ca ăsta s-ar putea pune la punct și în domeniul industriei Horeca. Numai pentru a roti oamenii atunci când mai ai nevoie de ei la mare, pe echipe, să-i duci și la munte, unde ai cerere de lucrători. Sau chiar să-i plasezi în Europa pe perioada asta, pentru că un astfel de sistem te-ar putea permite. Același lucru se poate face pe agricultură, da? Pentru că avem activități sezoniere. Decât să-i lăsăm să umble de capul lor săracii, mai bine îi organizăm într-un astfel de format, le dăm și competențele necesare și creăm niște sisteme. Și ca să închid subiectul ăsta, acum în pandemie, lucrătorii din construcții în firmele, membre ale Casei Sociale a Constructorilor, care n-au avut de lucru, n-au luat bani de la fondul public de șomaj, ci au luat bani de la, din fondurile Casei Sociale a Constructorilor și au creat propriul sistem de protejare a lucrătorilor și implicit a companiilor la care aceștia sunt angajați. Asta e un sistem smart. Eu i-am spus lui Florin Jeanu, zic, Florine, hai să ne gândim, să împingem noi de la spate, pentru că antreprenorii din zonele astea, evident că nu vor avea niciodată vreo preocupare. Ei n-au preocupări să se asocieze, n-au preocupări să, apropo, știți câte firme din România, conform legii în vigoare, comunică nevoile de forță de muncă către instituția publică, către ANUFM, AJUFM, sub 5%. Sub 5%. Atunci de unde, Doamne iartă-mă, să se știe în ce domenii să fie formați sau calificați sau recalificați angajați?
dacă eu nu știu nevoile tale ca angajator. Și asta în vremuri de pace, cu ghilimele de rigoare. Doamna Carmen, cred că are iarăși lucruri de adăugat. Doamna Carmen, o să te rog înainte să ne uităm pe o statistică, iată, de salarii nete medii pe ultimele 8 luni, ianuarie-august 2020, de la Institutul Național de Statistică, pe locul cel mai scăzut, hoteluri și restaurante, și ghici tu, Carmen, ce se află pe primul loc în această listă foarte, 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 foarte lungă. Industria de IT, desigur. Bravo! Industria de IT, desigur, și mai e o curiozitate aici, dar o să-l rog pe domnul Costin să nu se activeze foarte tare când o să mă audă că în această listă lungă. Pe locul 10, salariile cele mai... pe locul 10, da? Din nu știu câte sunt aici, 30, 50, 60, administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public. Salariile încă sunt bune acolo, e ok. Revenim însă și rămânem la IT. Cred că o să urmeze o migrare mare în zona de IT. Am așa un feeling, am Mafalda care mi-o șoptește. E pregătită școala informală de IT pentru un val de cursanți? Școala informală de IT este pregătită pentru acest val de cursanți, cu mențiunea că oamenii trebuie să aibă niște abilități pe de o parte, pe de altă parte trebuie să își asume și să fie motivați ca într-o perioadă scurtă de reconversie profesională, care poate fi 4 luni, 6 luni, un an de zile, să facă tot ce este posibil, adică să-și aloce timp și să se pregătească, pentru că programele sunt destul de serioase. Nu suntem noi la școala informală de IT, lucrăm foarte mult cu fiecare cursant, astfel încât el să fie pregătit pe standardul și pe nevoia industriei de IT. Deci nu este suficient să vii la curs, să stai să pierzi timpul pe Zoom și să-ți iei o diplomă. Trebuie să parcurgi niște etape care cumva te scot din zona ta de confort ca și cursant. Doi la mână, industria asta de IT care cumva, sau despre care se tot spune că nu a suferit pierderi pe timpul pandemiei sau că nu a concediat, este o industrie de vârf, o industrie de high-tech, într-adevăr, dar și ea trebuie protejată, pentru că oamenii lucrează de acasă, într-adevăr, productivitatea se menține, dar la un moment dat vor fi efecte și asupra industriei de IT, efecte implicite. De aceea, noi și într-un fel suntem în același, adică funcționăm în sensul în care domnul Dumitru Costin povestește, noi pregătim aceste programe de outplacement care nu sunt simple nici din punctul de vedere al formatorilor de educație, pentru că aici sunt mai mulți parteneri care trebuie să intre în dialog și care trebuie să lucreze foarte strâns. Pe de o parte, noi avem posibilitatea să facem partea de training și reconversia oamenilor, dar în același timp avem nevoie de companii care să facă plasarea lor pe locurile disponibile, locurile trebuie să fie identificate, avem nevoie de partenerul guvernamental care să ne asigure, să asigure finanțare pentru astfel de proiecte. Dacă răspunsul la întrebarea ta este da, suntem pregătiți și asta nu spun doar așa ca să fie o vorbă în vânt, dar gândiți-vă că avem în momentul de față o infrastructură de 7 orașe în care suntem prezenți fizic, cu peste 5.000 de oameni care au absolvit cursurile și care au o proporție foarte ridicată de angajare, și din punctul ăsta de vedere răspunsul este da. 7 orașe, 7 ani și ori 7 ani, ori 7 orașe, mulți înainte dorim școlii informale de IT. Ca o concluzie, în cele din urmă, resursa umană calificată și pregătirea profesională serioasă alături de know-how-ul adaptat realităților în care trăim reprezintă o cheie de succes în orice, cred. Atât Carmen, mă adresam și Carmen și lui Carmen și domnului Dumitru Costin.
O să revin iarăși la domnul Dumitru Costin, pentru că îl simt pus pe fapte mari acolo, nu mă pot abține. Care sunt trei din punctele cele mai vulnerabile ale economiei, cum le vedeți noastră, și societății, care ar putea agrava efectele pandemiei? Și care sunt, în partea opusă, trei puncte forte? Bun. Înainte de a vă răspunde la această întrebare, aș vrea să vă spun că nu m-ați provocat deloc, nu m-ați iritat cu lecturarea topului ăla de venituri salariale, menționând administrația publică pe locul 10, cumva inducând un mesaj. Uite ce bine stau totuși ăștia în ceea ce privește veniturile. Sunt de acord cu dumneavoastră. Însă aici eu personal am o mare amărăciune. Am o mare amărăciune pentru că în 2012-2013 participam la elaborarea unui document care a fost adoptat ulterior, chiar prin hotărâre de guvern, de guvernul Ponta. Era o strategie națională pentru modernizarea administrației publice din România. Document pe baza căruia România a primit în această perioadă de programare care se încheie calendaristic la 31 decembrie 2020, a primit, atenție, 1,1 miliarde de euro bani nerambursabili, care trebuiau să meargă în această direcție a modernizării administrației publice din România. Investiții în resursa umană, în pregătirea ei, în digitalizarea administrației publice, în calitatea locurilor de muncă, în infrastructura IT. România ar fi trebuit astăzi să fie la un alt nivel de organizare și funcționare a administrației publice. Din păcate, oamenii politici s-au dus la soluția cea mai leznicioasă pentru ei, și anume direct în creșterile de salarii. Eu am susținut tot timpul această nevoie de modernizare a administrației publice concomitent cu creșterea drepturilor salariale, care ar fi justificat într-adevăr, să zic așa, o motivare suplimentară a indivizilor care ar fi continuat să lucreze în administrație. Și acum să vă răspund la întrebarea dumneavoastră plecând de la niște indicatori. Raportul din luna iunie a Comisiei Europene, conform indicelui compozit de SI, Digital Economy and Society Index, arată pentru România după cum urmează. Penultimul loc la capitalul competențe digitale ale capitalului uman. Ultimul loc la utilizarea serviciilor de internet de către cetățeni. 3. Penultimul loc la integrarea serviciilor digitale de către companii, apropo de mediul de afaceri. Și ultimul loc la servicii publice digitale. Așa arată un raport oficial scos de Comisia Europeană, care monitorizează zona asta despre care discutăm acum, România în domeniul digitalizării. Faptul că v-am menționat deja o lungă listă de vulnerabilități. În opinia mea, toate aceste lucruri sunt vulnerabilități. Dar aceste vulnerabilități înseamnă, în fapt, oportunități. Pentru că dacă investim inteligent în creșterea semnificativă a competențelor digitale ale capitalului uman, începând de la clasa 0, pun ghilimele de rigoare, de la învățământul preuniversitar. De asemenea, în formarea profesională a adulților, în opinia mea, aproape orice curs de formare profesională a adulților ar trebui să aibă obligatoriu o componentă, astăzi când vorbim, o componentă dedicată competențelor digitale. Dacă am investit mai mult în integrarea serviciilor digitale de către distinsele companii, e un alt deziderat. Dacă am
investi unde v-am spus un picuț mai devreme, în servicii publice digitale. Asta ar duce la reducerea costurilor, ar duce la simplificarea unor proceduri și evident la un impact formidabil asupra creșterii de productivitate în economia românească. Timp morți mai puțini, costuri din ce în ce mai mici de administrarea unei multitudini de activități. La zona slabă a economiei României putem să punem infrastructura și din nou ce avem slab pentru România e o oportunitate. Pentru că dacă investești în infrastructură, îți rezolvi, da, pe de o parte locuri de muncă, pe de altă parte crești calitatea vieții cetățenilor și crești productivitatea în muncă. V-aș da un singur exemplu pe înțelesul tuturor. Absența unei infrastructuri de transport rapide pentru uzina Dacia de la Pitești înseamnă un cost suplimentar per automobil produs de aproape 40 de euro. Doar faptul că nu există o infrastructură de transport competitivă. O autostradă sau măcar un drum de mare viteză. O a treia zonă care înseamnă potențial pentru România, dar pe care România nu știe să și-l folosească, este cel care ar putea să rezolve o problemă uriașă de locuri de muncă smart în economia României. O agricultură smart care ar putea să fie făcută pe baza unor concepte noi de complexuri agroenergetice. O să mă întrebați ce dracu sunt alea, mă. Costine, zine și nouă ce sunt alea. România are în momentul de față o mulțime de capacități de producție, de cogenerare. De generație mai veche, altele în care s-a investit. Alea cu cărbune. Cu cărbune, cu lignit, cu huilă, așa mai departe. Ba, unele chiar și cu gaz. Ele produc energie electrică și termică. Pentru că au dispărut multe platforme industriale în decursul timpului, mari consumatori de aburi tehnologice au cam dispărut. Și atunci au mai rămas doar consumatorii casnici, pe marile termoficări de orașe. Dar ăia consumă doar un procențel, o părticică din ceea ce produce acea termocentrală. Dacă România ar utiliza acest excedent de abur tehnologic în sere de ultimă generație, care presupun culturi hidroponice, nu mai punem sămânța în pământ, pentru că pământul în mare parte e contaminat. Și dezvoltăm, vă dau un singur exemplu și când zic vă dau un exemplu, vă dau, dacă vreți după emisiune, un dosar complet pe care BNS l-a făcut și l-a propus în urmă cu câțiva ani de zile Guvernului României, atunci când s-a pus problema închiderii complexului regiei de activități nucleare de la Severin. Puteam genera cu termocentrala care putea să rămână în picioare pe cogenerare un astfel de complex agroenergetic, energia electrică se dădea la rețea, 10%, 70% din energie pentru climatizarea municipiului Drobeta, Turnul Severin, mai mult nu consuma, iar restul de abur tehnologic ar fi climatizat 200 de hectare de sere de ultimă generație, care ar fi însemnat crearea de 7.000 de noi locuri de muncă de ultimă generație. Nu în agricultura aia de high quality, ci într-o zonă întreagă de logistică și activități de procesare și comercializare a produselor agroalimentare, domnul Bogdan. Gândiți-vă că România are cel puțin 20 de astfel de locații care ar permite mii de hectare și care ar face din România unul dintre principalii exportatori de produse alimentare din Europa. Mulțumesc! Dați-mi voie să vă spun acum, știți cum e vorba aia românească, nu o să spun până la capăt că nu e foarte decentă, dacă bunica avea, era bunic. Dar acum, povestea e așa, dați-mi și trei puncte forte. Nu există nimic forte în economia societății românești? Forte? Foarte. Avem și noi ceva acum cu care să ne lăudăm și care ne poate ameliora efectele pandemiei? Sau toate sunt ar fi, am fi, o să? Păi în momentul de față
cu excepția activităților din zona IT, te mai lauzi cu un picuț de industria auto, mă refer la cei doi integratori, nu mă refer la industria de componente și subansamble, care deja e în suferință, pentru că poți să reziști pe piață dacă ești integrator, dacă ești doar producător de componente subansamble, ești la cheremul integratorului. Și a se vedea miile de locuri de muncă deja închise în această perioadă, pentru că multe din fluxurile noastre de export de pe zona componentelor auto sunt dependente de alte piețe, de piața germană, care suferă, de piața franceză, care suferă, de piața italiană, care suferă. Da? Și atunci evident că primii sacrificați, da, în momentul în care nu mai ai piață tu pentru produsul tău finit, primii sunt sacrificați, sunt producătorii de componente subansamble pe piața auto. Deci mă refer doar la integratori, la Ford și la Dacia Renault. În rest, nu prea ai mari lucruri cu care să te lauzi, nici măcar cu sportul, nici măcar cu cultura. Păi gândiți-vă că România, cel puțin în zona, în continuare, și sportul și cultura le tratează după virgulă. Ele în Europa de Vest sunt industrii, domnul Bogdan, generatoare de valoare adăugată. Știți care e contribuția la PIB-ul Marii Britanii a agriculturii, care e de 20 de ori mai modernă și mai bine organizată, mai competitivă decât agricultura României? Acum vreo câțiva ani de zile, cu câțiva anișori, numai 6% din PIB. Știți cât generează industria de entertainment din Marea Britanie? 14% din PIB. Da? Dar noi suntem încă rudimentari. Așteptăm cu mâna întinsă la stat să ne dea statul ceva bani pentru cultură și sport. Sincer, nu avem multe lucruri cu care să ne mândrim. De asta eu am și cu care să spunem, domnule, în perioada asta de pandemie, rupe. Industria farma, suntem importator net. Nu prea ai cu ce să te lau. Școala românească, iertare, nici cu asta nu te poți lăuda. Când le spuneam celor din mediul universitar, acum vreo 20 de ani, treziți-vă, deja sunteți în competiție cu universități din Europa și din lume care vin și recrutează tineri. Ne iau tineri de mare valoare. Nu, tati, au rămas încremeniți în proiect, în marea lor majoritate, mulți cu același tipuri de oferte educaționale. Îmi pare rău, domnul Bogdan. De-aia am început cu vulnerabilitățile, pentru că, în opinia mea, România trebuie să și le transforme acum în oportunități de creștere economică. Apropo de oportunități și digitalizare și competențe digitale, Carmen, voi la Școala Informală de IT aveți un program care mie personal îmi place foarte mult, creșterea competențelor digitale la profesori. Poți să-mi spui un pic despre program? Da, este un program pe care l-au demarat colegii noștri de la Școala Informală de IT și care adresează profesorii. E un program gratuit și bazat pe voluntariat, deci practic sunt echipe de mentor, de manager care lucrează cu profesorii, astfel încât să-i ajute să depășească momentul tehnologic și de impact asupra lor, să învețe să folosească platformele, să... și nu este doar un impact tehnic, este și o schimbare de paradigmă, de predare, de interacțiune cu tinerii. E un program care se derulează în permanență. Sunt peste 250 de profesori care au dorit să vină să învețe și ne bucurăm foarte mult că colegii noștri își alocă timpul necesar pentru astfel de programe. Referitor la ce spunea domnul Dumitru Costin, eu sunt și nu numai, dar noi suntem o echipă optimistă și ne păstrăm întreaga noastră forță să gândim pas cu pas niște acțiuni și soluții pentru oameni, în primul rând, oamenii care vor să învețe și vor să facă pași mai departe, pentru că digitalizarea sau competențele astea digitale de care tot vorbim sunt o pălărie foarte, foarte mare
dar trebuie să ne gândim că ne impactează în toate zonele de interes. Un business, un IMM, cât de mic ar fi el, dacă nu își reorganizează rapid munca, dacă nu are un site web comercial cum trebuie, dacă nu știe să vândă pentru o generație de tineri care nu mai se duc în magazinul de haine de jos, să-și cumpere haine. Dacă n-au pe internet și n-au referințe, ei nu cumpără. Ei cumpără de acolo de unde cred ei că au referințe și le este foarte ușor, le este la îndemână, pe de altă parte, să facă astfel de cumpărături. Deci partea asta de competențe digitale este un domeniu extraordinar de mare pe care trebuie să-l segmentăm, să-l filtrăm și să-l luăm în niște pași. Dacă astăzi nu ai o infrastructură simplă de internet, adică n-ai un mediu colaborativ, n-ai un email profesional, nu ai câteva elemente atât de simple, n-ai cum să faci față, da? Impactul este foarte puternic. Și suntem preocupați și lucrăm, suntem în parteneria și în discuții atât cu zona politică și guvernamentală. Mă bucur să îl avem alături și știu că ne putem baza și pe sprijinul partenerilor sociali și mă bucur că domnul Dumitru Costin este cu noi în această misiune și mi-am notat și eu câteva puncte vulnerabile și eu cred că pe segmentul acesta de educație și formare profesională, școala informală este un bun partener puternic, un partener privat puternic solid. Ups, și microfonul să-l deschidem. Mă uitam la ceas cum a trecut ora și nici nu mi-am dat seama. Uite, în final o să te rog pe tine pentru început, Carmen și domnul Costin mai apoi. Ce sfat ai dat celor care urmăresc emisiunea noastră ca să îi pregătești, să îi pregătiți pentru un eventual scenariu sumbru în care în viitorul apropiat și-ar pierde locul de muncă? Ce i-ai îndruma să facă pentru a ieși cât mai repede dintr-un astfel de impas? Singur, gândurile mele către aceste persoane, către oamenii care sunt în această dificultate, sunt legate de procesul de învățare și sfătuiesc să găsească orice sursă ca să își crească cunoștințele, să nu se demotiveze pentru că nu sunt singuri în acest proces, să ceară sprijinul comunităților de business, comunităților de IT, care pot să-i ajute și să aloce timp și să se pregătească temeinic pentru joburi care ar putea să-i atragă și să-i aducem la un nivel de angajare. De asemenea, vreau să reamintesc că în industria de IT încă sunt joburi și apoi mai este un lucru care se întâmplă și cu industria de IT. Este un drive în momentul de față către mai multe industrii. Nu mai poți să faci agricultură fără să ai soluții de IT sau soluții high-tech bine integrate. Nu mai poți să faci turism, nu mai poți să faci absolut nimic dacă nu ai o capacitate și o strategie de IT bine pusă la punct. De aceea, oamenii care rămân fără joburi, fie că sunt din turism, fie că sunt din Horeca, fie că sunt din, nu știu, orice ramură economică, trebuie să iau în calcul că orice pregătire de IT le va putea crea niște competențe și îi va ajuta să se angajeze. Și asta o spun în cunoștință de cauză. Adică avem mii de oameni cu care interacționăm și cu care stăm de vorbă și într-un fel știu că toți cei care au fost serioși și s-au pregătit au avut succes și-au schimbat viața efectiv. Avem sute de povești de succes pe care le-ai tot prezentat chiar și în emisiune. Și o să le prezint în continuare pe pagina de Facebook a Școlii Informale de IT. Domnule Dumitru Costin, sfatul, vă rog frumos. În această perioadă complicată pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru cei care își caută un job, care și-au pierdut jobul și vor să aibă alternativă, este
esențial, dar absolut esențial, creșterea competențelor individuale. Și astea nu vin decât printr-o competență pe care ți-o poți dobândi suplimentar în urma unui program de formare profesională. Insist pe această speță, la fel ca și doamna Carmen. Evident, competențele digitale sunt în top în această perioadă. Dacă cineva își închipuie că a ieșit dintr-un job, a fost dat afară dintr-un job și rămâne în piața muncii și crede că își va găsi pe calificarea pe care o are el repede sau foarte repede o alternativă, se înșală amarnic. Schimbările care au început deja să aibă loc și care vor continua să aibă loc în economie și în societate ne împing pe fiecare dintre noi la această schimbare comportamentală și la nevoia de a ne educa suplimentar. E nevoie ca fiecare dintre noi să ne educăm suplimentar în această perioadă de timp. Există soluții. Cu siguranță că o să determin eu și colegii mei, o să reușim să determinăm guvernul, guvernele, miniștrii, să aloce din ce în ce mai mulți bani pentru această zonă de formare profesională a adulților. Cred că e nevoie să insistăm foarte mult, de ce nu chiar să lansăm campanii și să punem o presiune uriașă asupra școlii românești pentru a se reforma, moderniza. Eu vreau să vă dau un alt exemplu care înseamnă o amărăciune uriașă pentru mine. Eu sindical nu reprezint profesori, nu reprezint sindicate de profesori, dar în anul de grație 2012-2013 am școlit experimental 250 de profesori din învățământul universitar, dându-le acestora competențe pentru digitalizarea cursurilor. Mai mult, am bătut toată România asta până în 2013, am luat-o la picior, județ cu județ, am reușit să identific vreo 300 de școli cu care am încheiat parteneriate și cu care sau cărora le-am propus crearea unor, în baza acestor parteneriate, acces într-o platformă de educație la distanță în care care ar fi fost hrănită de acești 250 de profesori pentru aproape toate materiile existente în școală. Le diagnosticasem și infrastructura IT. Chiar am vrut să dau drumul la astfel de operațiune, în principal pentru a ajuta copiii săraci, pentru că am descoperit un univers negru în școala românească. Foarte, foarte mulți copii săraci, fără acces la educație. Și întrebam pe ea din școli, de ce naiba țineți infrastructura de IT acolo, laboratoare, computere, internet, doar ca să fie folosite două zile pe săptămână eventual? Dați posibilitatea copiilor care acasă nu au acces la calculator, nu au acces la internet, sub supravegherea și îndrumarea voastră, să poată să ia meditații online, să participe la cursuri online, să se familiarizeze cu toate aceste lucruri. Vreau să vă spun că cea mai mare opoziție, din păcate, am avut-o de la corpul profesoral, care zice, asta e o agresiune, pentru că piața de meditații însemna pentru unii dintre ei surse suplimentare de venit. Și le-am spus, dragilor, nu e o agresiune la business-ul vostru, pentru că copiii din familie săraci nu vor ajunge niciodată cu părinții lor să vă plătească vouă meditații. Înțelegeți lucrul ăsta. Dați-le și lor șanse egale. Am fost blocat pe toate liniile posibile. În 2016 m-am dus la ministrul tehnocrat de la vremea domnul Curaj. I-a spus, domnul Curaj, ai curaj, domnule, dă drumul la un astfel de program național. Lasă copiii să meargă către această zonă. Stimulează profesorii să facă aceste lucruri. Da? I-am arătat cum se poate face, de unde să-și ia resurse financiare. Nimic, nene. Suntem încremeniți în proiect. Hai să ne unim eforturile să determinăm o modernizare a școlii românești. Pentru că dacă am fi început cu ani în urmă procese de genul celor pe care le-am menționat eu acum, pandemia ne-ar fi găsit bine mersi, organizați, pregătiți, capabili să deplasăm oricând, să ne deplasăm de la învățământul clasic în continuare rudimentar la un învățământ de nouă generație. Lăsați-mă să fiu optimist până la capăt și chiar la capăt de emisiune și să cred că din orice rău ieși un bine și încet, încet sau mai repede, pentru că nu mai e timp de încet,
o să învățăm cu toții și o să fie bine. Cum se spune, pregătiți-vă pentru ce e mai rău ca să fie bine. Nu mai așteptați ziua de luni, genul de luni, mă apuc să orice. Nu, do it now, do it astăzi. Vă stă la dispoziție Școala Informală de IT, vă stau la dispoziție Pârghii. Mulțumesc frumos pentru participarea la emisiune. Carmen Ciulacu, site manager Școala Informală de IT București și domnul Dumitru Costin, președintele blocului sindical. Și vă doresc o vineri bine, cum s-ar spune, de sănătate și, cum îmi place să spun de fiecare dată, să ieșim cu toții la număr când s-o termină. La revedere! Mulțumim! La revedere, mulțumim!